Ok, salutare frate și bine găsit și la un nou episod din BSIJ, în care noi acum mergem să ne facem BSIJ. Ia să vedem. Azi filmăm ce drept la o oră puțin mai târzie. Am zis aibă să filmăm așa o leacă mai târziu, că se poate de una ca asta, știi? Poate face de dubă, devenim și noi mai mulți playeri acum. Sperăm să fie și rapid de calitate. O calitate mai mare. Oricum noi vom încerca ca de fiecare dată, ca în fiecare episod, să avem o calitate cât de cât decentă. Nu hard sau așa ceva. Tot la trecută ne-am cam enervat și am zis că bă, mergem direct, ne facem BSIJ și tărim peste ea. Aparent nu s-a întâmplat, dar acum suntem BSIJ și ne revenim în forță. Ne aranjăm și noi aici, scriem și noi BS 156, parcă așa mergea. Unitățile, nevoie de întăriri solicitată. Aia, zic două unități. 10, 8, BSIJ. Clear. BSIJ. BSIJ 10-8. Deci, aparent, ăsta are ceva cu noi. Ne vom lua echipamentul de patrulă, pentru că altul mai bun nu avem. Dar îl vom modifica puțin, sper să nu se supere Rushmaker, în sensul că vom lua cagula și asta de aici. Plus ochelarii. Nu vrei să iei ochelarii? Nu mai are cineva pe aici prin de ochelari? Nu. Bă, nu mai are nimeni pe aici prin de ochelari. Ok. Aia. Suntem pregătiți pentru a acționa cu arme mari și arme mici. Bineînțeles, nici de cum ceva de SIAS. Vom lua mai multe tipuri de misiuni azi. Vedem ce iese. Primul rând o să punem ăsta aici, mâinile sus, rapel, nu prea avem nevoie, flashbang-ul lăsăm acolo, asta le putem lăsa și șaptele la fel, dacă e ok, asta le putem lăsa, bastonul le putem lăsa, shield-ul la fel, o să-l scoatem de aici, o să ne mai punem o armă mare, M8-ul? Nu, no, eram sigur, o să luăm AK-ul, 47-le, pat de lemn, exact, varianta rusească. Luăm Mercedes de sosa ca să putem și noi așa mai așa. Așteptăm să se încarce. Sper că meargă bine, mai bine decât tura trecută, pentru că mai făcut aparent ceva mici modificări pe aici pe acolo. Ia să vedem. Să vedem ce apeluri avem. Nu avem nimic surprinzător. Toate astea două unități. Și una de intervenție rapidă. Ok. Hai, du-te de așa. Sunetul este dat mai încet, deoarece mai sunt unii prieteni care ascultă radio. Nimic cu ei. Totuși, sunetul este dat puțin mai încet. Ieșim și noi într-o mică patrulă. Plăcuțele ar ne cam dau de gol, da, e. Mai frămânește puțin pe aici, pe acolo, nu-mi dau seama de ce. Presim că azi va fi o zi mai liniștită, sincer să fiu. Toate astea o vom lua așa puțin spre radar și în general puțin mai spre exteriorul orașului. Pentru că în oraș sunt deja oricum 3 echipe din câte am văzut eu bine, dar încă două în afară de mine. 3 suntem în total, deci totul chill. Aici zicea cineva că la gara se trage, cred că este mai vechi. Deci vom merge și vom verifica, vom trage așa o mică.
un mic ochi pe aici, să vedem dacă chiar există ceva sau nu. Aparent există niște mașini în față. Chiar o dubă. Salut. Rășdoiesc. E viu de lunetiști, ok? Nevoie de ajutor? Părăsiți zona, vă rog. Părăsiți zona. Ultimul avertisment. Stai. Nu trage după el. Nu mișca. Sus. Deci apare, când credeam că o să fie liniște, apare, nu e liniște. Pune arma în sling. Salut. Da. Ne-am întâlnit toți trei aici. Numai eu de s-a des mai dezbrăcat așa. Uite și pe anul cu duba mare. Noi doi mai așa mai... Sturează ăștia mașinile afară, bă, uimitor, efectiv uimitor. Revenind, hai să vedem în continuare ce se mai petrece pe aici. Vom ieși și noi puțin din oraș.
vom duce spre exteriorul ei, vom intra puțin în satul de lângă orașul nostru, astfel încât să ne facem și pe acolo puțin simțit de prezența. Așa că vine tot vă luăm mai ușor. Așa că nu ne-am apăsat cam tare pe accelerație. Încă vreau să trec în fața mea. Ba, cam asta vrea să facă și el, mai că are mașină puțin mai off-road, știi? Nu e ca și cum ar fi lăsată jos de tot ce-mi fuge spatele la mașină. Aparent aici îmi laghează puțin și nu înțeleg de ce asta ce vrea să facă, că nu înțeleg care sunt intențiile lui. Ba pe contrasens, ia, ba revine înapoi. Bă, înțeleg, depășești și alea ca axa drumului, că până la urmă urmei nu poți să faci chiar super hard roleplay, da. Totuși, și acum vezi că vine în spatele meu. Mașii la face. De acolo aș băga benzină sau motorină în mașină. Aici citim și noi puțin că se cere. Dar de ce îmi laghez? Că nu te înțeleg. Aici se trage, cred că da, de acolo de la armată. Poliția rutieră sunt pe dreapta sau pe ce erau ei. Până la urmă, cred că chiar are totul gol, adică apelurile astea cam nada. Hai să băgăm BSIG, deoarece tura trecută ați văzut și voi că chiar era activitate pentru BSIG. De când are mașina electrică? Deleșinat. Bună ziua.
Ce s-a întâmplat aici? Ăla e cam mort. Avem mesaj on. Găsici rutieră. Trăiești? Mă auzi? Dar ce s-a... Ce calibru ai? Pe cine ai omorât? Culcat. Îl verifică, ia să vedem ce are. De data asta sunteți liber, dar tura viitoare sunați la 112. Ok. Eliberați zona. Bă, dar toată lumea se... O să nu dau peste... Băi... Deci dacă-l mai văd, nu i-am reținut pe cuțit, mă tucrat. Dacă-l mai văd odată, mă duc peste el. Mă duc peste el să mor de mor peste el. Bă, noi cred că ne apropiem ușor-ușor de final, pentru că cam da. Activitate e și nu e până la urmă, noi avem chestii de astea micuțe. Nu înțeleg de ce îmi laghează. Uite, m-am oprit. Așa. Mamă, ce mă doare spatele. Iau, gata, așa. Mă scuzați. Îmi laghează, dar nu înțeleg de ce și mă enervează. Tem ușor curba. L-ai parcat paralel cu lumea. Dăm o tură pe aici și după aceea cred că închidem episodul cam pe aici. Să vedem, poate mai prindem ceva acțiune. Dacă nu, cred că o să-l închidem aici, acum mă enervează prea rău.
Laghează, spre exemplu, și pe aici și nu înțeleg de ce. Ok. Și dăm stângă. Așa. Dai ma a treia, mă. Mă scaz, baaai, ce nervante că tu regi așa tare, mă. Nu, n-am. Cum dau, mă, să dau manual? Nu pot dau manual. Să simt și un viteză a treia, că turează omul meu motorul de disponibil. Da, ok, cam acum aparem pe la ora asta, 3:30, 4. Ora României a început să intre. Mama, al meu pleacă cu a doua de pe loc, ești nebun? Pleacă cu a doua de pe loc. Da. Începe să fie popular serverul. Bine, de ținut minte pentru mine ca să mai fac videoclipul de la 10, 11. Nu oprim și nu lasă pe brigada rutieră, eu înșine. Noi de oprim, ne oprim, dar... A, aparent era, dacă apeși dată M, îți trece în manual. Ok. Da, bine, de ținut minte. Ne dăm și noi aici pe X. Și anul va fi cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și până pe data viitoare, nu uitați să rămâneți sănătoși. V-am salutat. Pa, pa!